Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Victorie pentru o femeie credincioasă care făcea voluntariat de caritate și un preot catolic care au fost judecați pentru că s-au rugat în zona interzisă din jurul unei clinici pentru avort. Ei au fost achitați de toate acuzațiile printr-o hotărâre pronunțată pe 16 februarie. Acesta este doar unul din subiectele acestei ediții. Rămâneți cu noi, începem! The Economist a publicat pe 19 februarie un articol intitulat Creștinii californieni pot avea o soluție pentru obezitatea Americii. Lecții de longevitate de la adventiștii de ziua a șaptea. Vine cu detalii pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă. Bine v-am regăsit. Ce înseamnă pentru stilul de viață promovat de adventiști, iată, acest articol? Pentru adventism, stilul de viață, viețuirea sănătoasă este unul dintre pilonii adventismului, ideologiei adventiste. Din momentul în care am renunțat la ideea nemuririi sufletului, ne-am centrat mai mult pe o minte sănătoasă într-un corp sănătos și articolele de genul acesta ne arată că nu numai noi căutăm acest stil de viață, ci este ceva dorit de toată lumea. Așa cum spuneam, The Economist a publicat în 19 februarie un articol cu un titlu foarte penetrant. Creștinii californieni pot avea o soluție pentru obezitatea Americii, lecții de longevitate de la adventiștii de ziua a șaptea. Ce scrie acest articol? Ce pune în valoare? Ce argumente folosește pentru, iată, un asemenea titlu? Da, articolul se bazează pe cercetările realizate de doi cercetători, Michel Poulain și Giovanni Mario Pes, și Dan Butner, un autor care a publicat cu 20 de ani în urmă câteva studii pe zonele cele mai longevive din lume. Titlul articolului este că adventiștii sunt o speranță pentru californieni, pentru că zonele cercetate, studiate de acești cercetători, sunt anumite zone concrete ale lumii. Adică vorbim despre Barbagia din Sardinia, o insulă grecească Icaria, peninsula Nicoia din Costa Rica, Okinawa în Japonia, zone în care dacă te naști acolo ai foarte mari șanse să trăiești peste 100 de ani. Pentru că cultura zonei, educația, totul genetica, totul te ajută la o astfel de performanță. În schimb, pentru cine se naște în altă parte, care este soluția, care este speranța? Și am observat că al cincelea grup studiat sunt adventiștii din California și au descoperit că pentru a avea o viețuire sănătoasă și a trăi mult, nu trebuie neapărat să te naști în Japonia sau în Sardinia, ci oriunde te naște, dacă adopți un stil de viață ca al adventiștilor care își trăiesc credința așa cum trebuie, atunci există o speranță pentru tine. Au descoperit lucruri foarte interesante cu acest studiu. Un lucru foarte interesant este că, în general, în Statele Unite, persoanele de culoare trăiesc mai puțin decât persoanele albe. În schimb, între adventiști, lucrul acesta nu se întâmplă. Adventiștii de culoare trăiesc mai mult decât neadventiștii albi. Ceea ce este o speranță și pentru persoanele de alte rase care văd cum speranța lor de viață este mult mai mică. De asemenea, un lucru interesant la adventiști este că diferența speranței de viață între bărbați și femei cam dispare, se diluează. Bărbații reușesc să trăiască la fel de mult ca femeile,
ducând o viețuire sănătoasă. Și acestea sunt indicii care dau curaj și speranță oricărui american care dorește să trăiască o viață sănătoasă. Aceste principii au fost implementate într-o serie de proiecte numite Blue Zone Project și a dat rezultate în mai multe orașe și în mai multe zone, rezultate încurajatoare. Desigur, stilul de viață sănătos este promovat acum la scară largă. Practic nu există publicație, nu există post de radio, televiziune, organizație care are măcar o legătură cu zona aceasta de stil de viață ca să promoveze altceva decât un stil de viață sănătos. Ce face diferența, ca să spunem așa, și dacă acest proiect va avea impact? Ce spune The Economist? Da, diferența este că, spre deosebire de toate rețetele pe care le găsim în reviste și la televizor, în care te învață câte minute pe zi să alergi, câte calorii să mănânci și așa mai departe, acesta este un proiect de viețuire naturală, sănătoasă naturală. Este bazat pe 9 principii, și anume, mișcă-te în mod natural. Oamenii care trăiesc mai mult în lume nu ridică fiare, nu merg la sală ca să facă sport de performanță, ci au un stil de viață care îi obligă să se miște, să te miști în mod natural. Apoi, toate aceste grupuri longevive au un scop în viață, au un plan pentru viața lor. De asemenea, al treilea principiu este încetinirea ritmului de viață. Regula japoneză a celor 80%, mănâncă până când ești sătul 80%, mai lasă 20% pentru a trăi mai mult. Înclinația spre vegetale, moderația în alcool, apartenența la un grup în care să te simți dorit, să te simți iubit. Un principiu, al optelea principiu, mi se pare foarte interesant, și anume să-ți pui pe primul loc pe cei dragi. Întâi familia și apoi serviciul, societatea, ceilalți. Persoanele care se preocupă în primul rând de familie trăiesc mai mult. Și ultimul principiu, alegeți grupul corect, tribul corect, spun ei în articol. Și anume, a aparține unui grup de persoane care încurajează trăirea sănătoasă, îți oferă mult mai multe șanse să trăiești mai mult decât dacă ești înconjurat de persoane al cărui stil de viață te îndeamnă spre contrariu. Și bazat pe aceste 9 principii, mai multe orașe, localități din Statele Unite s-au unit acestui proiect și au dat rezultate foarte încurajatoare. Primul oraș, Albert Lee din Minnesota, a înregistrat o scădere cu 35% a fumatului între 2010-2016. Un alt oraș din Pennsylvania a observat scăderea colesterolului cu 27% la populația ei. O altă regiune din Florida, o obezitate mai mică cu 23%. Și tot așa, oamenii când încep să aplice acest stil de viață, observă că se poate în mod natural, fără să faci eforturi supranaturale, să faci sport, să alergi până îți dai duhul, să mănânci numai carne sau numai cereale sau post și așa mai departe. Și este un stil de viață foarte sănătos, care nu implică mari sacrificii, ci doar schimbarea mentalității. Vizează întreaga viețuire și nu doar anumite părți, așa cum se tratează în revistele de astăzi. Cristian Dobra, mulțumim pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Mulțumim mult! Și eu mulțumesc și vă doresc o viață lungă. Așa e, să avem o viață sănătoasă. Aici în studio comentează și astăzi alături de noi pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea Religioasă. Bine v-am regăsit. Iată un subiect care sigur atrage. Vrem să fim sănătoși, vrem să avem un stil de viață. Iată că Economist surprinde în mod pozitiv stilul de viață adventist. Ce ați remarcat în articol, care sunt argumentele care v-au plăcut pentru promovarea acestui stil de viață? Este de remarcat acest articol în The Economist. Aș spune însă că a pierdut câteva lucruri care reprezintă exact esența filozofiei care de viață. Pentru că sunt foarte mulți oameni care
încearcă să trăiască într-un, să aibă un stil de viață sănătos. Este promovat, așa cum s-a spus, pe posturi de televiziune, în diferite reviste, în mod special revistele pentru femei. Însă, ce s-a pierdut este faptul că aici este vorba de un sistem complex în care intră credința, în care intră încrederea în Dumnezeu, ceea ce The Economist nu a accentuat. Apoi s-a vorbit despre moderație în alcool. Adventiștii de ziua șaptea nu consumă alcool absolut deloc. Este vorba de abstinență în privința aceasta. Și când vorbim de comunitate în ansamblul ei, este vorba de o consecvență. Nu este același lucru să încerci 3 săptămâni, o cură de 3 săptămâni, 6 luni de zile, ci este vorba de un stil de viață pe termen lung. Iar adventiștii fac lucrul acesta nu în primul rând pentru că vor să fie sănătoși sau să trăiască mai mult decât ceilalți, ci pentru că Dumnezeu ne-a învățat să trăim așa. Și pentru că este vorba de calitatea vieții pe care o trăim. Nu lungimea vieții, ci calitatea vieții pe care o trăim este importantă. Și aș mai aminti un lucru foarte important. Atât de profund este acest stil de viață, încât o mare companie, compania Disney, despre care am auzit cu toții, la un moment dat, plecând de la această filozofie și având o colaborare cu sistemul adventist de sănătate, unde sunt înglobate vreo 7 sau 8 spitale adventiste din Statele Unite ale Americii, în sistemul Advent Health, a fondat efectiv un nou oraș. Orașul se numește Celebration. Ascultătorii noștri pot să intre pe internet și să caute orașul Celebration. Un oraș fondat de această companie lângă, în Florida, lângă marele parc de distracție al companiei, care să pornească de la zero cu principiile de viață ale Bisericii Adventiste de ziua șaptea. La un moment dat ajunsese la 9.000 și ceva de locuitori care se străduiau să trăiască în sistemul acesta, încercând să arate lumii americane că, deși trăiesc în același context de mediu, de poluare, de toate condițiile, totuși se poate trăi mai mult, dar mai ales de o calitate superioară, dacă urmezi stilul de viață adventist. Despre stilul de viață adventist puteți afla mai multe dacă intrați pe site-ul editurii Viață și Sănătate. Sunt foarte multe cărți care pun în valoare stilul de viață sănătos al adventiștilor de ziua șaptea. Intrați pe această pagină a editurii Viață și Sănătate. Noi mergem mai departe. Victorie pentru o femeie credincioasă care făcea voluntariat de caritate și un catolic, care au fost judecați pentru că s-au rugat în zona interzisă din jurul unei clinici pentru avort. Ei au fost achitați de toate acuzațiile printr-o hotărâre pronunțată pe 16 februarie. A urmărit acest subiect pastorul Benone Lupu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă. Mă bucur să vă găsesc de nou cu bine. Spuneți-ne mai multe despre aceste acuzații care le-au fost aduse celor doi. Vorbim despre o femeie și un preot. Da. Isabel Spraș, acesta este numele doamnei, este voluntară, cum tu ai spus, Beatrice, de asemenea este vicedirectoarea unei asociații în Anglia numită Marșul pentru Viață, care se ocupă cu protejarea femeilor care doresc să mențină sarcina, iar în cazul în care ele totuși recurg la avort, le susține mai departe în percursul acesta de integrare, de ajutorare să se refacă după trauma aceasta fizică și psihică. Motoul ei este unul evanghelic, cel din Sfânta Scriptură, sunt cuvintele Mântuitorului care spun iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Doamna Isabel, împreună cu asociația ei, deci este prezentă în structurile acestea, deci are un voluntariat de mai bine de 20 de ani în spatele ei, deci nu este o ieșire recentă în fenomenologia din Anglia. Este prezentă acolo unde sunt situații de felul acesta ca să ajute femeile, unde nu este posibil să facă nimic, cum este cazul pe care tocmai l-ai anunțat, în mod silențios, în mod tăcut, ea se oprește, petrece timp în rugăciune pentru femeile acestea. Povestea adesea că acum 20 de ani
am stat în fața unei clinici unde în fiecare an erau avortați 10.000 de copii. Aceasta mi-a marcat viața și de atunci am decis să fac ceva. Iată, acum, în luna noiembrie, nu făcea altceva decât se ruga în fața unei clinici și așa a fost arestat. Da, e foarte interesant, rugăciune și avort. Cum să te rogi ca să nu atragi atenția și iată să ai parte de niște repercursiuni. Este adevărat că este vorba despre Anglia? Și cumva nu ne miră. Este ciudat și neobișnuit ca cineva care încearcă să ajute și nici măcar nu deranjează, stă în rugăciune în fața unei situații mult mai mare decât poate să o rezolve Anglia sau probabil că la ora actuală nici Europa nu poate să mai facă ceva, să primească un asemenea tratament. Deci, doamna Isabel a fost arestată tocmai pentru că se presupunea că se ruga în tăcere. Ea a spus probabil că mă rugam și probabil că se ruga, și să nu uităm că au fost manifestări publice de-a lungul anilor în fața acestor clinici, dar potrivit unei legi din noiembrie de anul trecut, orice fel de manifestare spirituală, religioasă sau de protest în așa numitele spații publice sunt interzise. Oare clinicile de avort sunt spații publice, deci nu ai voie să faci nici volontinaj, nici rugăciune, nici cântece, nimic de domeniul acesta, a fost suspectată de rugăciune și a fost arestată. Trebuie să recunoaștem că problema avortului este complicată și complexă și dacă putem să facem ceva, probabil că lucrul cel mai important și mai urgent este tocmai acela pe care l-a făcut Isabel împreună cu preotul, să se roage pentru persoanele acestea. Desigur, de rugăciune toți au nevoie. Mă gândesc la persoanele care se gândesc să întrerupă o sarcină. Cum să se roage? De asemenea, cineva care știe că o persoană se pregătește să facă acest lucru, cum să te rogi practic, astfel încât să intri într-o relație, pe de o parte, cu Dumnezeu pe acest subiect, pe de altă parte, să fii un asistent bun pentru persoana care trece printr-o situație care o duce la o clinică de întrerupere a sarcinii. Problematica pe care tu o ridici, Beatrice, este extrem de complexă. Extrem de complexă, nu putem să judecăm decizia niciunei persoane, pentru că un avort înseamnă multă suferință, o dramă teribilă pe care o trăiește în primul rând mama, uneori chiar și familia întreagă. Ca atare, singurul lucru care putem să facem este să stăm aproape de persoanele care iau decizia aceasta, să le iubim cu tot sufletul, să le acceptăm și, de ce nu, încă o dată repet, să ne rugăm. Există rugăciunea lacrimilor. Avem situații în care în Biblie se povestește de Maria care plângea. Sunt situații de rugăciune strigate. Iată Iov care striga la Dumnezeu. Îl avem pe Iisus Hristos care se ruga strigând Tatălui Eli, Eli, lama sabachthani. Avem rugăciuni de laudă, psalmi, care sunt niște cântări. Avem rugăciunea disperării, avem rugăciunea tăcută și liniștită. Iată, chiar Mântuitorul spune: atunci când te rogi, intră în cămăruța ta, închide ușa după tine și Dumnezeu îți va răspunde în ascuns. Cred că lucrul cel mai potrivit și repet, este să iubim persoanele acestea, să stăm lângă ele și să, de ce nu, încă o dată, să ne rugăm ca Dumnezeu să le întărească, să le sprijinească, indiferent de decizia pe care o vor lua. Mulțumesc mult, Benone Lupu, pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Mulțumim mult! Vă îmbrățișez! Vă reamintesc că aici, în studio, alături de mine, se află pastorul Lucian Floricel. Este foarte delicat să vorbim despre avort, iar biserica se plasează și se poziționează într-o manieră în care nu întotdeauna este, să zicem, nu neapărat de înțeles, că aici nu cred că sunt dificultăți, cât mai mult de acceptat cu sufletul. Și este, chiar cu mintea. Este destul de dificil, cum spunea și Beni, să vorbim despre avort, mai ales bărbații, pentru că este o problemă care ține foarte mult de femei, de mame. Din punct de vedere biblic, noi știm un lucru și anume că noi nu putem să dăm viață. Viața este dată de Dumnezeu. Și atunci trebuie să lăsăm în seama lui Dumnezeu tot ce înseamnă viață. Aș vrea să subliniez un lucru dincolo de aspectul acesta al avortului, pentru că s-a mai vorbit și probabil că se va mai vorbi. Poate că am trecut prea ușor peste
ceva ce s-a întâmplat în ocazia aceasta. Această activistă, această femeie, stătea în fața acestei clinici și se ruga. N-a făcut-o cu voce tare, nu a gesticulat, nu a fost în genunchi, ci pur și simplu ca o persoană care se oprește și pur și simplu se roagă în gândul ei. Mi se pare că este unic până acum. N-am auzit încă de o arestare pentru cineva care a spus ceva în gândul ei sau în gândul lui. Trei ofițeri de poliție să vină să aresteze o persoană care se poate sau au bănuit că este acolo și se roagă în gând. Asta înseamnă că ajungem să fim dați în judecată pentru ceea ce gândim, fără ca măcar să se știe ce este în gândul, în mintea celui care este lângă noi. Lucrul acesta mi se pare că este dus la extrem și, într-adevăr, Marea Britanie aproape că nu mai are nimic cu care să ne surprindă. În fiecare săptămână avem vești de acolo cu tot felul de astfel de ciudățenii. Ne aducem aminte în acel agora în care fiecare putea să spună orice, oricine putea să spună, în afară de un creștin. Și iată aici un creștin care se roagă și se roagă în gând, este arestat doar pentru că se roagă. Da, nu avem prea multe de spus, dar putem merge mai departe, ne gândim, ne rugăm și studiem și citim din Scriptură, dar rămânem aproape în spirit unii de alții și alături de Dumnezeu. Bisericile care sunt conservatoare în ceea ce privește viața sexuală și căsătoria sunt preferate de adolescenții sub 16 ani. Unde se întâmplă lucrul acesta? O spune colegul nostru, Claudiu Țepuș. Bisericile conservatoare, în ceea ce privește viața sexuală și căsătoria, sunt preferate de adolescenții sub 16 ani. Datele fac referire la bisericile din Anglia și sunt concluziile unei cercetări realizate de Christian Concern. Studiul a examinat 33 de biserici și a constatat că 20 dintre ele, adică 61%, au susținut viziunea istorică a bisericii despre căsătorie ca o unire pe viață între un bărbat și o femeie. Niciuna dintre aceste biserici nu și-a exprimat public sprijinul pentru schimbarea doctrinei bisericii cu privire la căsătorie. Acest lucru a determinat directorul executiv al Institutului de Cercetare, Andrea Williams, să comenteze. Iată că este posibil ca în secolul 21 să avem biserici care urmează principiile Scripturii și în același timp rămân relevante pentru tineri. Trăim într-o lume care promovează direcțiile liberale în ceea ce privește sexualitatea și familia. Am ajuns să fim asaltați de mesaje lipsite de principiile moral creștine. Chiar dacă aceste mesaje sunt de actualitate, iată că există tineri care caută aceste mesaje. Andrea Williams completează. Tinerii sunt bombardați de mesaje care le creează confuzie privind propria identitate. Au văzut pagubele cauzate de divorțuri, au copilărit în fața unui calculator unde pornografia era la un clic distanță și își doresc ceva diferit. Cum ar fi biserici creștine iubitoare și grupuri de tineri care nu propovăduiesc ideologia LGBT? Acestea sunt locuri confortabile și vindecătoare pentru adolescenți. Studiul are scopul de a răspunde Bisericii Angliei, care își propune să ofere servicii de binecuvântare pentru cuplurile de același sex. Cercetarea se bazează pe monitorizarea site-urilor web și a paginilor de social media, ce includ predici online, profiluri și declarații publice ale liderilor bisericii. Analiza este, de asemenea, un răspuns la sugestia episcopului de Oxford, conform căreia schimbarea doctrinei ar aduce beneficii bisericii în ceea ce privește deschiderea ei către generațiile mai tinere. Binecuvântările pentru parteneriatele între persoane de același sex sunt greșite pentru că încalcă un principiu, dar ele ar putea grăbi de asemenea declinul bisericii, arată acest studiu. Andrea Williams își încheie pledoaria astfel.
bisericile și slujitorii credincioși cu congregații mari și în creștere ar putea să-și reconsidere relația cu Biserica, cu Biserica Angliei. Iar cei care predică același mesaj ca cei din afara bisericii, fără grijă față de păcat, fără nevoie de pocăință și, prin urmare, fără nevoie de Hristos, se vor trezi fără congregație. Dumnezeu, spune ea, nu binecuvântează păcatul și nu binecuvântează pe cei ce binecuvântează păcatul. Pastorul Lucian Floricel este în studio aici alături de mine și comentează pentru Lumea Religioasă, că vorbeam de Anglia și Biserica Angliei și iată un studiu realizat în Anglia. Adolescenții sub 16 ani preferă bisericile care sunt conservatoare în ceea ce privește viața sexuală și căsătorie. Nu este primul și probabil nici ultimul studiu. Să nu uităm că în Statele Unite ale Americii la un moment dat a fost promovat un jurământ de castitate la care erau îndemnați să adere tinerii și într-un timp foarte scurt peste 1 milion de tineri aderaseră la acest jurământ de castitate, fiind într-o totală contradicție cu ce se întâmpla în societate. Acum, dacă ne uităm cine sunt acești adolescenți până în 16 ani, haideți să ne gândim puțin la profilul lor. Sunt cei care au idealuri, care visează viitorul, dar în același timp sunt cei care sunt foarte atenți la ce se întâmplă în jurul lor. Ei îi observă imediat pe cei care sunt ipocriți, pe cei care sunt necinstiți. De ce? Pentru că adolescența este chiar timpul cel mai nobil din viața unui om în dezvoltarea lui. Și de aceea ei spun, văzând la ce se întâmplă, unii dintre ei trăind, crescând în familii destrămate, unii dintre părinți probabil apucând pe un astfel de drum sau mergând la una dintre bisericile la care mergeau părinții lor, ei spun că totuși sistemul de valori pe care ei îl doresc nu este sistemul de valori care este promovat de societate și chiar de biserica majoritară. Acum e vorba de Biserica Anglicană. Mă întreb dacă vreunul dintre liderii acestor biserici care promovează liberalismul și alte valori decât cele biblice, mă întreb dacă vreunul dintre ei vrea să asculte acest studiu. Pentru că până la urmă, viitorul unei biserici este dat de a păstra credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna, așa cum spune Biblia. Mulțumesc mult pentru că ați fost astăzi aici la Lumea Religioasă. Vă dau întâlnire și mâine, atât mulțumesc dumneavoastră cât și telespectatorilor noștri. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate bune vă dorim!